Cuiului Pepele, în cei aproape 4 ani de funcționare a actualului legislativ județean, l-a reprezentat fără discuție sinecurile de la adunarea generală a acționarilor de la APA Serv, companie care, din păcate, în ultimii 2 ani a mers din rău în mai rău, culminând cu ceea ce s-a chemat criza apei în Piatra Neamț, municipiu care a rămas 3 zile și tot atâtea nopți fără apă, între 9 și 13 martie, din cauza unei avarii majore pe strada Petru Movilă. Dovadă de netegăduită a populismului dus la extrema a formațiunilor politice din Consiliul Județean și în special a PSD-ului, rămâne propunerea de subțiere a numărului de membri ai adunării generale a acționarilor la doar 3 membri, în condițiile în care s-a indus în opinia publică faptul că aleșii județeni au mers la această companie doar pentru indemnizațiile grase obținute aici, ceea ce nu-i departe de realitate. Liderul consilierilor PSD a propus reducerea numărului de agaman la doar 3, plusând la propunerea președintelui Emilie Arcan, care adusese ca amendament proiectului de hotărâre propus tot de aceasta, ca din AGA să facă parte 5 aleși județeni. Ca dovada preocupării, și nu numai, da? Și ca dovada preocupării noastre a consilierilor privind modul în care se face execuția bugetară la această societate, în primul rând la APA Serv, propunerea mea și a colegilor mei de la PSD este ca numărul să fie minim de 3. Deci să avem la 3 reprezentanți în adunarea generală a acționarilor la aceste societăți. Adică să înțelegem, dacă îmi permiteți, doamna președinte. Deci da? Propunerea mea a fost de la 11 la 5, da? Și introducerea trolebuzului. Și introducerea trolebuzului. Și astfel... Nu, amendamentul meu este doar pentru APA Serv. Deci pentru APA Serv, am înțeles. Deci la trolebuzul să rămână cu 5. La trolebuzul să rămână cu 5 și la APA Serv cu 3, da? Mimându-i mirea totală, ironic, vicepreședintele Consiliului Ștețean, uneperistul Daniel Vasiliu, fost membru în AGA APA Serv, a propus chiar desființarea acestui organism colectiv de conducere al companiei. În aceeași linie, nu mai bine îl desființăm? Nu. Nu se poate? Nu. Legal nu se poate. E un proverb, românesc, că ultimul venit trebuie să plece primul. Eu am fost ultimul venit la APA Serv cu dorința de a-mi exprima experiența, bunăvoința, înțelegerea și tot ce s-a dorit acolo și eu cred că am lăsat și pot să las cu argumente că am făcut ceva în alea 2-3 luni de zile, declar deschis că nu m-am dus pentru sinecuri, pentru bani, așa cum am fost plecturit în fel și în chip în anumite mijloace de comunicare cu populația județului și de aceea vă rog, luați act deschis că de dimineață eu mi-am dat demisia de la APA Serv, mai ales că acolo climatul este total nefavorabil între conducerea societății, Consiliul de Administrație și AGA. Să dea Domnul, cei 3, dacă cei 11 și cu 2 de la Piatra Neam și Alexandru cel Bun n-au reușit să facă mare lucru acolo, să dea Domnul ca cei 3 să rezolve așa cum și-au dorit sau cum știu că trebuie să-și rezolve treburile, dar până la urmă populația municipiului și a județului Neamț este cea vitregită de ambițiile și de lucrurile mai bune sau mai puțin bune care se petrec în această societate. După ce s-a decis ca numărul agamanilor să se reducă de la 11 la doar 3 în Consiliul Ștețean, s-a declanșat circul demisiilor în lanț a 4 consilieri PSD, un exercițiu de imagine dictat fără doar și poate de o decizie de partid. Că ceea ce s-a întâmplat între 9 și 13 martie anul curent constituie pentru mine un eveniment ce a lovit în siguranța cetățenilor din municipiul Piatra Neamț. Și am luat hotărârea și eu să-mi dau demisia din cadrul ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în AGA. Exemplul meu să-l urmeze și domnul Dughel. Vă mulțumesc! Subscriu la acele comunicate de către domnul Pușcașu, la care aș adăuga numai că mi-a plăcut întotdeauna să lucrez într-un colectiv omogen din care să se nască progres, să se nască rezultate bune și am constatat că în structura actuală nu se poate. Și decât să fiu părtaș de o parte sau de alta, m-am alăturat și dimineața mi-am dat demisia din AGA. Vreau să luați actul și eu să stau demisia din calitate de membru al AGA la mulțumesc!
De-a lungul timpului au mai existat demisii din Aga Apa Serv, numai departe fiind cea lui Dan Constantin, obligat tot de conducerea PSD să-și dea demisia din această funcție. Membrii Aga Apa Serv s-au arătat ofensați de faptul că în timp ce compania merge din prost în mai prost, în timp ce prețul apei a devenit insuportabil pentru nemțeni, indemnizațiile agamanilor au crescut de la 54 de lei la începutul mandatului la 2500 de lei până în luna februarie acestui an. Indemnizația reprezintă 25% din salariul managerului Cătălin Dughir, la care se adaugă indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație, care au ridicat în tot acești ani costurile cheltuielilor salariale la procente cu două zerouri din cheltuielile întregii companii, ceea ce a dus la o luptă continuă pentru controlul conducerii companiei, o vacă de mulți bună pentru toate partidele. Aga de la Apa Serv a avut următoarea componență: Bogdan Onu, Vasile Muraru, Radu Tudorel de la PSD, Daniel Vasiliu, Ciprian Șerban, Adriana Smarandei, UNPR, Constantin Claudiu Stafie, Florin Andronache, PNL și Mircea Pintilie, PMP. La aceștia s-au adăugat și Florin Fecic, secretar al municipiului Piatra Neamț, și Sorin Dănuț Lupru, secretar al comunei Alexandru cel Bun.